rămână nicio urtiuță, da? Hai! Așa, tu știi sacul, hai. Unde este sacul? În partea. Și pe partea stângă și pe partea dreaptă, da? Zeci de elevi de la școala din localitatea Mihail Cogălnicianu din județul Ialomița, înarmați cu mănuși și saci din plastic, s-au pus pe treabă. Organizați în două grupuri, copiii au străbătut fiecare stradă și au adunat toate gunoaiele pe care le-au găsit aruncate pe spațiul verde sau în șanțuri. Facem un sat mai curat, să trăim într-un mediu cât mai curat și să nu lăsăm urme pe unde mergem. De ce v-ați apucat tocmai astăzi? Pentru că este o zi frumoasă și adunăm toate gunoaiele pentru că se degradează din ce în ce mai greu plasticul. Să fie mai frumos și un miros plăcut, pentru că uneori este un miros neplăcut. Ce ați găsit pe drum? Hârtii, șervețele, sticle goale. Ați găsit ceva gunoaie? Din păcate am găsit. Da, sperăm pe viitor să locuitorii să nu mai arunce pe unde le vine gunoaiele. Voluntari au fost elevii din clasa a 5-a, dar și cei din clasa a 6-a de la școala din localitate. Aceștia nu sunt la prima activitate de ecologizare. Au experiență din anii trecuți și spun că speră ca astfel să dea un exemplu tuturor.